Horoscop zilnic. Horoscopul zilei. Berbec. Interesul vostru va migra astăzi dinspre latura materială, fizică, practică a vieții, spre latura spirituală. Nu veți fi interesați de posesiuni fizice, ci mai degrabă de achiziții care să folosească minții și sufletului vostru. Vă veți înțelege foarte bine cu persoanele care prezintă afinități față de acest gen de subiecte. Pe de altă parte, s-ar putea chiar să fiți luați peste picior de alte persoane care nu doresc să vă înțeleagă punctul de vedere. Puteți să ignorați pe aceștia și să faceți exact cum simțiți voi că este mai bine. Și achizițiile nemateriale își au rolul lor și își pot dovedi la un moment sau altul utilitatea. Uneori acestea pot fi chiar mai importante. Taur. Și așa nu sunteți foarte sociabili, însă după o noapte cu mai puțină odihnă, s-ar putea să vă treziți de-a dreptul morocănoși și să faceți o impresie total negativă asupra celor din jur. Oricât de mult ar ține la voi, până și apropiaților, s-ar putea să le fie greu să vă suporte. La locul de muncă este imperativ necesar să păstrați o atitudine cât mai socială. Va fi o zi de evaluare pentru voi, din punct de vedere profesional, iar acest lucru presupune că inclusiv acțiunile voastre de astăzi trebuie să fie conforme în tiparele locului. Puterea de concentrare s-ar putea să nu fie la fel ca de obicei, însă dacă veți reuși să vă izolați cât de cât de stresul din jurul vostru, veți realiza mare parte din ceea ce v-ați propus pentru ziua de astăzi. Gemeni. Altruismul și disponibilitatea de a-i asculta pe ceilalți vă vor fi de mare ajutor în contextul zilei de astăzi. O persoană apropiată vouă s-ar putea să aibă nevoie de sprijin mai mult ca de obicei. Este foarte posibil să trebuiască să interveniți voi, pentru că subiectul în chestiune prezintă rețineri pentru persoana respectivă și s-ar putea să fie mai dificil pentru aceasta să vorbească fără stimulenții corecți. În plan profesional va fi nevoie să vă aplicați cu mai multă atenție asupra unui proiect la care munciți de mai multă vreme și pentru care încă nu ați găsit o soluție potrivită. Mâncați mai puțin dulciuri și fast food-uri, dacă vreți să vă simțiți bine în continuare. Rac. Nu vă veți simți foarte sociabile astăzi, iar acest lucru își va pune amprenta asupra activității voastre curente. Ba chiar unii dintre voi veți considera că este mai bine să vă ocupați singur de ceea ce este de făcut, din motive care țin de disponibilitatea de a conversa cu alții, de a vă consulta, etc. Pe de o parte, acest lucru s-ar putea să fie benefic pentru voi, mai ales dacă sunteți în situația în care trebuie să vă concentrați temeinic și nu aveți nevoie de întreruperi neprevăzute. Ați putea fi foarte productivi în această manieră, mai mult ca sigur, însă la un anumit punct din zi, veți ajunge să nu mai suportați atâta singurătate. Chiar dacă acest sentiment azi a fost mai puternic, ca în mod obișnuit, tot veți simți nevoie de a vă manifesta apartenența la grup, la familie. Leu. Astăzi vă veți confrunta cu o serie de schimbări radicale pe care va trebui să le primiți pe măsură ce se vor întâmpla și să vă pregătiți sufletește pentru a le face față. Aceste clipe de răscruce par să vă sugereze că acum este un moment potrivit de a vă gândi la modul în care acțiunile pe care le desfășurați afectează viața persoanelor iubite, a grupurilor din care faceți parte, a comunității. Este o zi în care să vă gândiți nu doar la binele vostru personal, ci și al celor de alături de care trăiți și munciți. Ținând cont și de aceste lucruri, veți putea modela viitorul, măcar în parte, în forma pe care ați dori să o ia. Fecioară. Există în aer o anumită energie care ar trebui să vă dea multă putere și încredere în propriile forțe. Veți fi eficienți astăzi așa încât veți fi capabili să îndepliniți chiar mai mult decât v-ați propus. Cu rezultate peste așteptări, starea voastră de spirit va fi dintre cele mai bune. Însă nu uitați de cei mai puțin norocoși decât voi. Dacă cineva vă solicită ajutorul, mai ales dacă se află într-o situație disperată, ar trebui să vedeți dacă nu există ceva ce puteți face pentru el. A vă iubi pe voi înși vă și avea încredere în lucrurile pe care le faceți sau le spuneți, nu înseamnă că trebuie să fiți prea mândri sau prea egoiști. Dragostea vine din suflet, inclusiv dragostea față de aproape. Balanță. S-ar putea ca astăzi să fiți solicitați să vă întâlniți cu o persoană din trecutul vostru. Întâlnire ce ar putea avea ca efect răscolirea unor amintiri dragi. Din punct de vedere psihologic, nu este o întâlnire de dorit. Nostalgiile
ar putea să vă copleșească și chiar să fie un impediment în calea activității voastre, dacă veți lăsa ca acest lucru să se întâmple. Întâlnirile de afaceri au șanse să fie profitabile în măsura în care și voi vă veți concentra suficient de mult încât să scoateți maxim de profit din aceste oportunități. Timpii de răgaz folosiți-i pentru a vă reface forțele dacă simțiți nevoia. Necesitatea de a petrece timp singuri va fi puternică, așa că explicați-vă corect sentimentele celor care vă sunt alături de obicei. Scorpion. Unele persoane vă vor înșela așteptările astăzi și vor transforma radical părerea voastră despre ei și de modul lor de acțiune. Anumite perspective pe care le aveți deja stabilite s-ar putea să se clatine serios. Este o zi a schimbărilor care trebuie acceptate ca parte din viață, parte din evoluția voastră. Climatul astral vă va stimula încrederea în sine și veți avea tendința, în contextul menționat, de a acționa de unii singuri. Nu trebuie să fiți atât de radicali. Există împrejurări în care nu este bine să renunțați la sprijinul celor mai avizați. Depinde de voi să discerneți și să alegeți ceea ce vi se potrivește mai bine. Săgetător. Vă așteaptă o zi plină de activități, așa că trebuie încă de dimineață să vă pregătiți fizic și psihic în acest sens. Veți fi solicitați să rezolvați un număr mult mai mare de probleme față de alte zile, să vă implicați în mai multe chestiuni. Climatul astral însă vă susține în găsirea ușoară a soluțiilor, iar cei pe care veți ajuta vor ști să fie recunoscători atunci când veți avea și voi nevoie de sprijin. Faptul că reușiți să empatizați vă va aduce multă apreciere astăzi. Totuși, o activitate atât de intensă vă va secătui de energie, deci este imperativ necesar să vă acordați și vouă timp pentru a vă reface atât fizic cât și mental. Capricorn. Anumite subiecte pot deveni extrem de importante în contextul zilei de astăzi. Nu trebuie să le tratați deloc cu ușurință dacă observați acest lucru. Este neapărat nevoie să vă concentrați și să găsiți soluțiile cele mai potrivite pentru ca evoluțiile să fie pozitive. Pot să apară o serie de oportunități noi care să vă forțeze să luați o serie de decizii contrare celor ce ați stabilit anterior. Dacă doriți să faceți schimbări în situația voastră domestică, să vă mutați, să renovați etecera, este un moment potrivit pentru a planifica acest tip de operațiune. Faceți mai multă mișcare, sunteți predispuși la dureri articulare. Vărsător. Această zi va fi plină de neliniște și agitație, aproape că nu vă veți găsi locul. Veți avea tendința de a trece de la una la alta, vă veți plictisi rapid de ceea ce faceți și vă veți uita mereu către ceea ce ați putea face. Acest trend este destul de nociv, pentru că riscați să rămâneți cu multe chestiuni nerezolvate. Obiectivele zilei de astăzi sunt în pericol de a fi abandonate, iar acest lucru vă poate aduce critici și probleme majore. Nu este o zi deloc potrivită pentru a lua decizii semnificative. Păstrați-vă ceva mai rezervați, mai degrabă, și căutați să vă cheltuiți surplusul de energie pe activități neutre, care să nu vă afecteze evoluțiile viitoare. Pești. Este o zi a retrospectivelor pentru voi. O zi în care să studiați cu atenție ce nu v-a ieșit în trecut, pentru a nu mai regreta greșelile în viitor. Va trebui să regândiți modalități de acțiune, să refaceți planuri, să reevaluați proiecte mai vechi. Acest lucru vă va crea o anumită stare de nervozitate, deoarece veți fi forțați să reveniți asupra unor chestiuni pe care le credeți deja bine stabilite. Evitați criticile prea acide în familie, pentru că veți stârni în mod clar resentimente care nu vă vor ajuta deloc în evoluțiile viitoare. Încercați să stimulați o atmosferă serenă în familie, implicându-vă alături de cei dragi în activități distractive și petrecerea unui timp de calitate împreună.